ziua urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Situația depozitării și sortării gunoaielor este scăpată de sub control de către autoritățile din Vâlcea. Concesiile făcute de către aceștia pot duce la pierderea unor sume colosale de bani, în timp ce anumite firme prestatoare de servicii de salubrizare își continuă nestingherit activitatea. În județul Vâlcea, problema depozitării și sortării gunoaielor persistă. Autoritățile riscă să piardă bani publici dacă nu rezolvă această problemă. Anul 2021 a început rău, cu neatribuirea contractului de 88 de milioane de lei pentru construirea unui nou centru de management integrat al deșeurilor la Roiești. Licitația ar fi întârziată din cauza contestațiilor depuse de către firmele de salubrizare. Două dintre acestea, Romprest și New Recycling, se ocupă de câțiva ani de gestionarea deșeurilor din Vâlcea. Primăria Râmnicului ar fi acceptat din partea Romprest toate pretențiile financiare până în momentul de față. Noi avem și procese cu Romprest pe care le-am câștigat, dar trebuie să și fii de bună credință atunci când îți crește combustibilul, când îți crește salariul minim pe economie, ești obligat să indexezi valoarea cu aceste cote. Nu este nicio majorare nejustificată de preț, dar ca să eliminăm toate aceste discuții. De aceea este foarte bine ca salubrizarea să fie făcută de piețe presc, atunci am eliminat acest... Societatea Romprest a apelat la un soi de șantaj printr-un comunicat public, declarând condițiile în care va presta serviciile de salubrizare. La stabilirea acestor tarife s-a avut în vedere că toate reciclabilele colectate de pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea de către Romprest Energy, dar și de către alte firme care au autorizație de mediu privind colectarea de ambalaje și reciclabile de pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea, să fie tratate, sortate în stația New Recycling de pe platforma Oltchim, cu drept de valorificare de către această societate. Orice alt circuit acceptat de către Consiliul Local al reciclabilelor și ambalajelor colectate din Râmnicu-Vâlcea, care nu va include stația New Recycling, va conduce la neatingerea țintelor stabilite pentru anul 2019, respectiv reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare cu 42%, minim 35% prin valorificarea reciclabilelor și 7% prin alte forme de valorificare. Primarul Mircea Gutău spune că nu poate accepta legal un alt operator de salubrizare până când situația nu va fi rezolvată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare Vâlcea. Accept ideea doar unei licitații și după ce vom cunoaște câștigătorul prin licitație publică, atunci Romprestul va pleca din municipiul Vâlcea. ADI Salubrizare amână de 3 ani finalizarea construirii unei gropi de gunoi la Roiești, unde ar putea fi duse toate deșeurile din județ. Problema persistă însă din anul 2010. Nu cred că în acest an se poate finaliza groapa de la Roiești. O groapă se face cel puțin în 3 ani de zile, 2-3 ani de zile, într-o situație extraordinar de fericită. Deci nu cred că în acest an va fi finalizată și groapa de la Roiești și cred că această problemă a gunoiului va fi o problemă delicată, de aceea încercăm, ca și primar al municipiului de Vâlcea, încerc să caut variantele cele mai bune ca municipiul să nu supere. Groapa ar fi trebuit să fie gata, dar se pare că finalizarea acesteia întârzie, pierzându-se astfel bani din cauza indolenței celor responsabili. Președintele ADI Salubrizare Vâlcea, Adrian Cosac, declară că două firme au fost respinse pe motiv că nu ar avea documentele complete. Nu cred că se vor pierde banii, s-a organizat licitația, ce am înțeles că firmele care... firma care a fost desemnată câștigătoare în momentul în care a fost chemată cu documentele să le prezinte, nu a avut documente suficiente și atunci a trebuit să intre firma după locul 2, iar firma după locul 2 aceeași problemă a avut, la 2 documente incomplete. Și care sunt cele două firme? Nu știu. Situația este soluționată tot pe banii cetățenilor. Gunoiul să fie dus cu extra costuri în alte județe până se rezolvă problema. Firmele care prestează pe piață au contracte cu alte județe, cu alte depozite în alt județ și duc acolo gunoaiele. O groapă de gunoi există deja la Fețeni, însă primarul Râmnicului spune că nu stă în atribuțiile sale să realizeze o licitație în vederea aducerii gunoaielor aici. Responsabilitatea este de ani de zile în curtea Agenției de Dezvoltare Intercomunitară. Uniunea Europeană spune foarte clar că atunci când expiră contractul, noi primăria municipiului nu mai putem scoate la licitație. Această atribuție revine ADI Salubrizare, care trebuie să scoată licitația pe întreg județul. Din acel de atunci, de 2 ani de zile,
Are salvizare tot face caiet de sarcini, nu știu care este motivul pentru care încă nu s-a scos solicitația și avea obligativitatea să mai construiască o groapă de gunoi la Ploiești. Noi am fost obligați să prelungim, pentru că altfel eram imposibilitatea, am prelungit contractul cu Romprestu până când de salvizare va face licitația pentru trei județe. Adrian Cosac dă vina pe licitație, suspendată momentan din cauza contestațiilor făcute de către firmele care prestează servicii de salubrizare în Vâlcea. Pot să spun că din aprilie 2019 am făcut pași mărunți, dar foarte importanți pentru implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru județul Vâlcea, proiect derulat prin Consiliul Județean Vâlcea. În momentul de față, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a organizat licitația pentru implementarea SMID-ului, respectiv atribuirea unei firme specializate a colectării, transportul, sortarea și depozitarea deșeurilor din județul Vâlcea. Printre acestea se află New Recycling, firmă care se ocupă de sortarea gunoiului pentru Romprest Energy. Aceasta încă deține autorizație, deși a încălcat legea depozitând gunoaie în locația stației de sortare de pe platforma de la Râureni. A primit chiar și o amendă la începutul lunii aprilie, însă nimeni nu se atinge de autorizația firmei. Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, care a aprobat autorizația de funcționare, spune că singura care o poate anula este Garda de Mediu. Eu nu mă duc acum în timpul activității să-l autorizezi. L-autorizezi înainte de a începe activitatea. Să-i văd dotările, să-i văd dacă are hală, dacă ce fel de instalații are, dacă are platformă betonată, dacă îndeplinește condițiile legii, da? După ce am emis autorizația în condițiile legii, acesta își desfășoară activitatea. Când încalcă autorizația de mediu și prevederile legii pe linie de mediu, autoritatea care trebuie să ia măsuri în această privință este Garda de Mediu, Comisariatul Județean Vâlcea. În momentul în care este solicitarea de la gară trimisă către noi, imediat procedăm și emitem notificarea prealabilă în vederea suspendării, cu termenele impuse în procesul verbal de către Garda de Mediu. Directorul Gărzii de Mediu aruncă însă vina înapoi pe Agenția Județeană pentru Protecția Mediului. În momentul când își iau autorizație, ei trebuie să respecte obligațiile autorizației. Și atunci de ce li se mai dă autorizația dacă încalcă aceste prevederi? De ce nu se e anulată? Deci această obligație revine Agenției Protecției Mediului. Autoritățile responsabile devin astfel complici în ceea ce privește nerespectarea legii de către prestatorii serviciilor de salubrizare din județul Vâlcea, pasându-și vina unele altora și lăsând problema să persiste, urmând ca singurii care vor plăti să fie tot cetățenii. Elevii de clasa 8-a din județul Vâlcea au înregistrat rezultate bune la simularea probelor din cadrul evaluării naționale. Procentul de promovare la nivel județean a fost de peste 60%. În perioada 29-30 martie 2021 s-a desfășurat simularea probelor scrise ale examenului de evaluare națională, iar în data de 16 aprilie au fost comunicate rezultatele. La prima probă scrisă, cea de limba și literatura română, s-a înregistrat o prezență de aproape 90%, în timp ce procentul de promovare a fost de 73,5%. Trei elevi au obținut nota 10. A doua probă a simulării a fost cea de matematică, desfășurată în data de 30 martie 2021. Probă la care au participat 2219 candidați, procentul de promovare fiind de 60,97%. Dintre aceștia, 20 de elevi au obținut nota maximă. Potrivit ISJ Vâlcea, niciun elev nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă la simularea acestor probe scrise. Raportat la procentul pe țară, se observă că la nivelul județului nostru, procentul de promovare este peste media înregistrată la nivelul național. Rezultatele simulărilor nu au fost făcute publice, ci au fost comunicate direct elevilor. În unitățile de învățământ preuniversitar de la care provin elevii, lucrările sunt analizate și se iau măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simularea evaluării naționale nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului. Bogdan Constantinescu, managerul general al companiei de salubritate Braicata SRL, trage un semnal de alarmă spunând că deșeurile periculoase din resturile menajere sunt bombele toxice din depozitele dedicate acestora. Intoxicații, îmbolnăviri, infecții sau emisii radioactive sunt efectele deșeurilor periculoase care sunt depozitate printre cele menajere sau reciclabile.
Deșeurile periculoase asimilate deșeurilor menajere includ 3 subcategorii pe baza proprietăților lor fizice, biologice și chimice. Deșeuri de echipamente electrice și electronice, substanțe toxice, precum vopsele, agenții de curățare, solvenți, insecticide și recipientele acestora, ori alte substanțe chimice, precum și deșeuri biomedicale, cum sunt seringile uzate, medicamentele expirate, bandaje, termometre, mănuși, măști. Depozitarea sau eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase contaminează apa de suprafață și subterană, fiind o sursă continuă de poluare a solului, dar și de afecțiuni grave. Bateriile uzate și becurile le puteți returna în magazinele de electrocasnice sau în diferite centre comerciale care au puncte de colectare. În ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice, firma Braicata a asigurat colectarea acestor tipuri de deșeuri în câteva localități de pe raza județului Vâlcea. Firma Braicata promovează colectarea selectivă a deșeurilor prin diverse proiecte la care participă elevi instruiți în a colecta separat. Predarea deșeurilor periculoase la centrele sau punctele de colectare speciale pentru baterii, cauciucuri, uleiuri uzate, medicamente expirate, face diferența dintre un mediu curat și unul toxic. Ce faceți cu aceste produse pe care nu le mai folosiți? Aceste baterii, becuri, neoane, tot ce este deșeu electric, electronic, se aduc în magazine de specialitate și de acolo se reciclează. Suntem într-un proiect la școală. Ah, extraordinar, da. Cu elevii? Cu elevii, da. Povestiți-ne un pic mai mult despre acest proiect. Păi noi strângem, vin la săptămână și se ridică materiale reciclabile. Deci dumneavoastră le strângeți la școală? Și la școală, dar și noi, personal, acasă strângem. Deșeurile provenite din baterii, becuri uzate, arse, știți lucrul ăsta? Da. Și le depuneți undeva? Păi profesorii ecologii le strâng acasă. Așa, și după ce le strângeți acasă, ce faceți? Vine o mașină și le colectează. De unde sunteți? Din Măciuca. A, și vine acolo firma? Ce firmă vine? Nu știți. Nu știu cum se numește. Vine o dată pe săptămână? O dată marța. În cazul deșeurilor de echipamente electronice și electrice, colectarea și reciclarea au fost asigurate în ultimii ani prin diferite programe guvernamentale sau private, menite să stimuleze înnoirea aparaturii din gospodării. Firma Braicata asigură colectarea deșeurilor din această categorie în localitățile Călimănești, Budești, Diculești, Făurești, Roiești și Valea Mare. Acestea au fost știrile, urmează analiza zilei. Rămâneți cu noi, o după-amiază liniștită vă doresc. La revedere!